O premieră pentru ediția din 2023 a caravanei Romanian Science Festival este faptul că reprezentanții echipei de mentori, voluntari și organizatori au decis să extindă traseul și popasul caravanei științei și către o altă zonă mușceleană, mai exact în Rucăr, la Liceul Tehnologic Victor Slăvescu, instituția de învățământ fiind prima din programul ediției actuale. Elevii și profesorii au fost invitați să participe cu intrare liberă la un set de activități venite să ilustreze faptul că știința poate fi atractivă, iar mentorii, coordonatorii, voluntarii și organizatorii s-au străduit să demonstreze concret acest lucru. Noi am discutat și într-un interviu despre această inițiativă ajunsă la cea de-a doua ediție. Iată, suntem aici la Liceul Victor Slăvescu din Rucăr și am participat la un eveniment foarte frumos despre care vom povesti în acest interviu, dar și în emisiunea Avangarda Performanței în editarea pe care o vom avea despre acest eveniment adresat tinerilor mușceleni din mai multe instituții de învățământ. Așadar, cu cine avem plăcerea în primul rând? Alexandra Ciorhan, sunt organizatoarea de anul acesta a Festivalului Romanian Science Festival în județul Argeș și mai specific m-am ocupat de organizarea caravanei din Rucăr. Alexandra, spune-mi, te rog, cum s-a văzut atmosfera de aici, de la Rucăr astăzi? Cum au fost copiii? A fost absolut minunat, toată lumea a fost foarte entuziasmată, au fost atât părinți cât și profesori și copii extrem de entuziasmați și foarte, foarte dornici să revină și la anul și ne-au rugat foarte explicit să revenim și la anul și să nu uităm de ei și, bineînțeles, vom reveni. Care au fost activitățile pe care le-ați desfășurat? Am desfășurat experimente în sala de sport a liceului, experimente pe diferite materii din științe, cum ar fi astronomie, genetică, biologie, informatică, robotică, dar în paralel au avut loc și prezentări ale mentorilor noștri în sala de spectacole a liceului, tot la fel pe diferite materii, informatică, astronomie, inteligență artificială, dar nu numai. Au fost curioși și participanții, au adresat întrebări? Da, participanții au adresat întrebări, au fost foarte curioși, foarte entuziasmați să afle mai multe și puneau întrebări și copiii au fost absolut fascinați să afle de computere, spre exemplu, sau de planete, sau de biologie în general. Deci a fost foarte mult entuziasm astăzi. Și presupun că unii dintre ei își doresc, poate cine știe, în viitor chiar să vină împreună cu voi în activitățile pe care le desfășurați. Da, așa sperăm și când vor crește mai măricei, pentru că au fost foarte mulți copilași foarte micuți, îi așteptăm să ni se alăture în caravane și suntem foarte, foarte fericiți să fie alături de noi, să vină în Câmpul Lung, în Rucăr, în Mioveni, în Pitești, peste tot îi așteptăm cu noi cu mare drag. Alexandra, îți mulțumim. De asemenea, vom reveni asupra acestui subiect și la evenimentul desfășurat la Colegiul Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung Mușcel. De asemenea, vom avea detalii aici la jurnalul Mușcel TV, dar până în alta aș vrea să încheiem acest interviu cu un mesaj pentru tinerii pe care i-ai cunoscut astăzi sau pentru cei care poate vor fi interesați de asemenea să participe la activitățile desfășurate și la CNDG. Cred că mesajul ar fi să fiți curioși, acesta este și motoul Romanian Science Festival, să fiți curioși, să întrebați și să nu vă sfiiți, să puneți orice fel de întrebare, chiar dacă poate părea jenantă, poate, sau poate părea să nu aibă sens. Noi suntem foarte, foarte fericiți să explicăm orice și să vă ajutăm să învățați mai eficient, mai bine și prin joacă. Îți mulțumim și, așa cum s-ar spune, cea mai nepotrivită întrebare este aceea pe care nu o adresezi. Așadar, să fim curioși, să descoperim cât mai multe lucruri și printr-o astfel de oportunitate de a interacționa cu mentori, cu tineri, de asemenea cu rezultate deosebite, putem să dezvoltăm nivelul cunoașterii și ne putem bucura mai mult împreună de astfel de evenimente frumoase. Alexandra, încă o dată îți mulțumesc pentru acest interviu și ne revedem mai târziu la CNDG. Sigur, perfect, mulțumim foarte mult!